Claus Iohannis, domnule președinte al Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, dragi colegi, bine ați venit și bine v-am regăsit în Cluj-Napoca, în capitala Ardealului. Domnule președinte, o să-mi permite să vă adresez din sufletul clujenilor un bun venit și o revedere plăcută la Cluj-Napoca, în dublă calitate, de a reveni aici, în marea noastră familie liberală, dar de asemenea de a reveni acasă, în alma mater Napocensis, pentru că astăzi președintele României a făcut onoare și cinste Clujului de a fi prezent la marea sărbătoare a Universităților Clujene, 100 de ani de învățământ universitar românesc la Cluj-Napoca și de decorare a Universităților Clujene, Bulacă Procen și la Cluj-Napoca. Mulțumim, domnule președinte, pentru această formă de respect pe care ați arătat-o clujenilor și transitatului. Vă mulțumim din suflet. Dragi colegi, pentru că domnul Zigartu deja e cu ochii pe ceas și are de gând să spune că nu sunt din Parlamentul European. E adevărat că nu suntem din Parlamentul European, dar mai am acolo 3 minute. În primul rând, ne așteaptă o competiție politică, dar trebuie spuse lucruri pe nume. Domnule președinte, dragi colegi, am să vă spun câteva lucruri pe care mi le-au spus clujenii cu ocazia strângerii de semnături pentru candidatura domnului președinte. Mulți mi-au spus următorul lucru. Sunt mândru de președintele meu, de modul cum a reprezentat, cum reprezintă țara cu demnitate și a câștigat respectul Europei și al Americii. Vă felicit, domnule președinte, pentru că sunteți singura reprezentare reală și autentică a ceea ce înseamnă România și poporul român. Pentru asta trebuie să le reamintim tuturor acelor care ar putea să cârcotească că am avut o expresie elocventă a ceea ce înseamnă România europeană la Sibiu, în luna mai, și am avut în acea zi o România medievală PSD la Iași. Acea imagine a făcut înconjurul lumii, arătând România președintelui Iohannis față de România și a PNL-ului, față de România PSD, față de o Românie înapoiată și nemodernizată. Acesta este viitorul României pe care domnul președinte l-a stabilit atunci la Sibiu pentru întreaga lume și pentru întreaga Europa. Și al doilea moment la care aș vrea să faceți referire și să vă uitați în istorie, cam câți șefi de stat și de guvern au reușit într-un mandat să aibă două vizite la cel mai înalt nivel în Statele Unite ale Americii, la cel mai important partener strategic al României după Uniunea Europeană în Statele Unite. În timp ce alții candidați la funcția prezidențială se întâlnesc cu subsecretarul, subsecretarului, subsecretarului de stat sau stau pe la uși așteptând să facă o poză la ieșire dintr-un restaurant, România a fost reprezentată la cel mai înalt nivel strategic, de nivel mondial, de președintele României. Vă mulțumim, domnule președinte, pentru acele momente de mândrie pe care le-am simțit ca români, le-am simțit fiecare dintre noi. Este expresia a ceea ce simt clujenii, domnule președinte, mândria de a fi reprezentat cu adevărat într-o scenă internațională nu complicată. Și să ne amintim faptul că la acea conferință de presă din 2017, din iunie, o întreagă planetă a aflat dintr-o conferință cu președintele României, președintului Statelor Unite, despre angajarea Statelor Unite de a respecta articolul 5 din tratatul NATO. O întreagă planetă a așteptat acel moment, el a fost prilejuit de întâlnirea dintre președintele României și președintele Statelor Unite. Aceste lucruri, repet, sunt istoria adevărată, vibrantă și care ne reprezintă cu adevărat. De aceea avem nevoie de continuitate, de aceea avem nevoie ca președintele României actual, nu doar că este candidatul Partidului Național Liberal, este soluția politică prezentă și viitoare pentru România. Și am să vă spun doar încă două argumente. România normală, pe care domnul președinte a lansat-o, sunt două lucruri pe care le-am întâlnit și sunt extrem de dragi și pe care m-aș bate până în pânzele albe să se realizeze în această țară. A spus-o și astăzi domnia sa la Cluj, în mediul universitar. Trebuie oprită domnia incompetenței și a mediocrității din România. Este cea care ucide performanța, este cea care omoară dezvoltarea acestei țări. Am încredere că acest parteneriat între domnul președinte și PNL va afirma triumful incompetenței din România și în sfârșit vom așeza și vom reașeza valorile în societatea românească astfel încât România să fie demnă și respectată în Uniunea Europeană. Și al doilea rând, a spus și astăzi și a arătat și clipul pe care l-am văzut, de a ne avea talentele și români aici acasă și de a aduce acasă pe cei care au plecat. Este de departe una dintre cele mai importante modalități de modernizare a acestei țări, menținându-ne România acasă și a aduce pe cei care au plecat prin talent,
prin ceea ce au ca know-how, prin ceea ce au ca mentalitate și resurse financiare. Ei reprezintă o sursă importantă de modernizare a României. Domnule președinte, dragi colegi, cred că împreună cu toate administrațiile locale, sunt convins că vom fi umăr la umăr în această competiție, care nu va fi ușoară, dar vom izbândi. Dragi primari, victoria noastră de la locale trebuie să treacă prin victoria de la prezidențială. Să nu uitați asta și împreună vom reuși după aceea și victoria la parlamentare. Doamne ajută! Fericitări!